Năstase s-a născut la 19 iulie 1946 la București și a fost unul dintre cei mai importanți jucători de tenis ai anilor 70, fiind numărul 1 mondial de două ori în 1972 și 1973. Printre cele 58 de titluri la simplu pe care Ilie Năstase le-a câștigat de-a lungul carierei sale, se numără și US Open în 1972, respectiv Roland Garros în 1973, după o finală cu Nicola Pilic. La dublu, a câștigat turneele de la Wimbledon în 1973, Roland Garros în 1970 și US Open în 1975. A câștigat de asemenea de 4 ori turneul campionilor în anii 1971, 1972, 1973 și 1975. Pentru echipa de Cupă Davis a României a jucat timp de 18 ani un număr de 146 de meciuri de simplu și dublu, câștigând 109. Alături de Ion Țiriac, a fost finalist al Cupei Davis de 3 ori în 1969, 1971 și 1972. A fost pe locul 2 în competiția la simplu de la Wimbledon de 2 ori în 1972, jucând finala împotriva lui Stan Smith și în 1976 împotriva lui Bjorn Borg. Ilie Năstase era cunoscut pentru glumele sale din arenă, dar și pentru reputația de a folosi tactici agresive, multe dintre acestea plină de succes, drept care a primit porecla de Nasty, răutăciosul, după câteva meciuri memorabile. A scris câteva romane în franceză în anul 1980, apoi a intrat în politică în anii 1990, candidând în 1996 la postul de primar al Bucureștiului. În anul 1994 a fost căpitan nejucător al echipei României de Cupă Davis. În 2005, Tennis Magazine l-a plasat pe locul 28 în lista celor 40 cei mai mari jucători de tenis din ultimii 40 de ani. A fost desemnat de 4 ori cel mai bun sportiv român al anului în 1969, 1972, 1973 și 1974. Performanțele registrate în tenis, Masters Cup, l-au plasat pe locul secund în topul celor care au câștigat de cele mai multe ori acest trofeu. Pete Sampras și Ivan Lendl cu 5 trofee, Ilie Năstase 4 trofee, Roger Federer, Boris Becker, John McEnroe 3 trofee. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.